Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seara asta de Unturned Survival. Haideți să continuăm. Pare rău. Pe aici vreau să mai lootez o dată zona asta pentru că erau băieții aia cu măști și vreau să văd dacă reușesc să fac și o rost de o cască. Din aia șmecheră. Pentru că o să avem nevoie dacă vrem să explorăm alte zone. Altizonii. Hâț! Cu lapte, fără lapte, cu de toate. Da. Dați băieți să apăsați butonul de like, nu știu cum mai zis dacă nu prea am fost atent. Niciodată nu sunt atent când zic intro. De multe ori m-am obișnuit să-l zic și nu mai țin minte dacă am zis o anumite lucruri sau nu. Hai, dă-te în... Uite-mă și pe bună jiu ăsta. Mă, dar ăștia nu dropează, uite și tu, ăștia nu dau. Adică... Eu mor, dar nu dau și ei acolo ceva bun. Nu mai shituri. Numai shituri. Așa. Uite, nu dau chestiile alea bune de care ai nevoie. De ce ce mai găsesc? O fi o zonă specială pentru... Pentru ce caut eu sau... Uite-mă, military vest. Ah, da, military vest. Și căutăm la un moment dat. Așa. Oh, laser. Frumos. Așa. Hai și tu la bătaie. Hai și tu că vrei că vrei și tu. Mă, ce asta? Medium grenade. Oare asta merge pentru asta? Da, pentru asta. Ok, da. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. O, tactical light. Mult mai bun ca laser. Mai bine avem un tactical light. Opa, doi țigănuși. Bum. Unu. Doi. Mă, cât XP avem, skill? Ho, avem overkill, direct, snapshot, dexterity, normal. Hai să vedem așa cum asta ce e, defense. Defense, survival, e acolo, e full healing. La defense, sneaky, asta e bun. Asta. Și... Immunity, cred. Bun, și acum oprim și reclama ca să nu ne deranjeze frumos. Am băieți, hai să... Nu e parcă a venit și noi cu o mașină, parcă. Mai știm ce am făcut cu ea sau unde e mașina aia? Că aici e tren. Da, mai știm. Probabil că e la intrare. Păi și noi ce facem? Că practic dacă mergem în zona asta, trebuie să dăm pe asta. Mai în față aici nu putem, că aici e cu radiații, cu d-astea, dar putem să mergem tot încolo. Da? Deci putem să continuăm drumul ăsta mult și bine până în zonele astea. Așa, dar hai să găsim și noi mașina în primul rând, că aia ne interesează și poate să mergem la intrare în oraș. Și stați așa puțin că eu parcă aveam ghetscanul ăsta. Mai are și el ceva benzină în el? 68%. Asta ne-am găsit vreo benzinărie pe aici. Sau măcar un de ăla de pus benzină. Este? Este sau nu este? Nu, nici nu cred că este. Dar nu e benzinărie din păcate. Aia e, mă băieți. N-avem ce-i face. Hai să vedem câtă benzină mai avem în camion, în rulota noastră. Uite mă, ăștia aveau pistoale la ei. Mamă, băieți. Mai avem ceva. Stați așa că o luăm off-road camionul. Haide. Am luat
harta off-road, mă, băieți, acum mergem tot în față. Și ar fi bun să găsim o busolă, ar fi foarte bună să găsim. Dacă am găsit, deci în zona aia, dacă facem aici dreapta, nu e bine. Deci ce e sus pământ, e nu prea e bun. Mamă, și iar filmăm pentru Neric, iar filmăm pentru Neric, mă, băieți. Eu zic să nu, și să fac chestia asta. Fac așa, bom. Frumos, pentru că nu e bine să filmăm pentru Neric, pentru că nu prea vedeți. Adică după ce că e foarte întuneric, pe YouTube se mai strică și realitatea se face și mai întuneric. Ia să vedem dacă găsim aici ceva bun. Ăștia stau cu cortul aici, ce naibam? Eu am înțeles că nu prea a venit apocalipsa și de-astea, dar să stai cu cortul la lângă drum? Nici chiar așa, Johnule. Oh, pick up canteen. Cu ce îl înlocuim noi cantinul? Cantinul e bun. Cu ce naiba să nu înlocuiesc eu? Ia să vedem. Mă, ce asta? Grizzly Magazine. Nu l-aș înlocui cu ăsta. A, avem foarte multe încărcătoare. Uite, o să arunc din încărcătoarele astea. Pentru că avem foarte multe și nu prea am la ce le folosi. Te mai arunc așa, mai arunc așa. Bine, trebuie să-mi aranjez și eu inventarul, că... că nu merge așa, dar e bun. Mai luăm niște mâncare, niște ouă. Uite, fierăstrul ăsta ne trebuie. Ne trebuie, că nu prea am și loc unde să-l pun și băgai mie și ceva în ea de reclamă. Dar nici nu mai suport. Chiar nu mai suport, mă, băieți, reclamele. Mă, ce iau? Ce pot să arunc? În ceva arunc ăsta, iau ăsta și iau ăsta și gata, că... A, uite, așa, ăsta vreau ca să știu în ce direcție mă duc. Bun, gata. Asta vreau, astea nu sunt cine știe ce chestii cred că sunt nevoie. Am, băiți, am răgușit, gata, iar răgușesc, iar filmez... sâmbăta, toată sâmbăta și răgușesc. Mergem încolo, deci trebuie să dăm de un oraș la un moment dat. Aia e ideea. Ce în partea aia? De-n partea aeroport și puțin mai încolo e zona de camping. Ce n-ai mai lângă aeroport? Uite, și aici e zona de camping, dar nu cred că avem ce găsi neapărat bun. Uite, de acolo se vede că începe zona cu radiații. Probabil sunt chestii foarte bune acolo, doar că nu avem mască. Și chiar sunt curios ce e acolo. Chiar sunt foarte curios. Și dacă suntem așa de curios, ar trebui să facem rost de o mască de-aia. Și de filtre. Ia să vedem. Aici e o fermă, nu? Da, nu e nimic ca wow. Așa. Mergem mai departe, na? Bam, hai să mergem mai departe. Ce mai departe, uite, altă de sera, acolo nu mai e zonă cu radiații și am putea să mergem, ia să vedem. Ia, ce zic, băieți, găsim noi ceva chestii bune acolo sau sal? Bun, și am strigat destul de microfon, va ajunge. Opa, zonă militară? Pare a fi, da. O zonă militară destul de... opa. Ce-am apăsat? A, consola. Ce s-a întâmplat aici? S-au bătut bubum magazine.
Opa! Ia uite mă ce au ăștia. 7X Scope. Ia uite. Păi vreau de asta baclava de asta neagră. Stai așa că vreau de asta neagră, nu. Cam albastru, nu vreau. Vreau neagră. Așa. De asta e, mă. Scot așa, aia arată altceva cum arată așa. Nu mă băieți. Vreau Ranger Barrel de asta, mă nene. Aici cred că s-au întâlnit ăștia. Bandiții cu ăsta. Leo Magazine. Mă, ce arme sunt astea, frate? Că au dărâmat un tank. Cum l-au dărâmat? Eu nu pot să înțeleg. Knight de ăsta mai văzut și în baza militară. Mă, de ce? Că acolo dă mare zonă de asta cu de-ăștia. Și n-ai bar mai asta, mă, băieți. Sniper, 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 opa. Da, dacă am să mor, dacă am loc. Deci, pe bune. Deci n-am loc, efectiv, să iau alea. Și l-aș lua, chiar l-aș lua. Pentru că arată foarte bine și plus de asta mi-a dat și Ranger Suppressor și... Mamă, mă, băieți, mă. Mamă, 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 nu știu ce să fac. Oh, shit. Deci nu e bine, stați așa puțin. Că gata, știu ce fac. Trebuie să fac ce trebuie și să tai un copac și să-mi fac un cufăr în care să bag toate alea. Tot ce nu am nevoie în momentul ăsta și uite acolo e zona, încă o zonă militară. Mă, deci e plină mapa asta de zone militare. Johnny-lor. Da, bine, în primul rând trebuie să-mi fac și loc. Deci hai să aruncăm astea puțin și să ne facem loc, să putem să facem un cufăr. Firarele să fie de cufăr. Așa. Dar cum să faci un cufăr, în primul rând? Știu că parcă aveai nevoie și de bețe, așa că iau și bețele. Așa, crafting. Așa. Maple crate. 6 de 7 de alea. Bun. Și așa, acum hai să facem 1 2 3. Și nu mi-ajung, pot să arunc un d-asta. Nu știu, mi-ajung, stai așa. Ajunge să fac un crate? Nu. Ajunge să fac un d-asta. Da, un crate nu mi-ajunge, mai trebuie o pancardă. Haide. Ce mai aruncăm? Uite, aruncăm ăsta ca să luăm ăsta și dăm așa crafting și așa și ne ducem sus. Sus și nu e primul. Uite, maple crate, craft. Și așa cum putem să luăm astea. Și astea, cred. Nu, nu putem. Că nu sunt aranjate bine. Bine, știu că nu o să mi ajungă, dar haide să punem creditul ăsta, mă, băieți. Punem creditul ăsta și mergem după aia, episodul următor, să vedem ce se află acolo. Așa că, ciao, pa, pa.